Salut dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să vorbim pe așa o temă am pierdut ceva tranzacții pe Forex și am să deschidem și ceva tranzacții Forex după cum vedeți aici am să vă arăt că au fost zile când am pierdut bani că îmi dau mult întrebarea o, oh, am pierdut, pierd din depozit, fac panic și tot așa. Oameni buni nu faceți panic. Cât de bine noi analiza, la fel sunt zile cu tranzacții minus. Uitați, una, două, trei, patru, am avut chiar câteva tranzacții foarte, foarte în, în minus. Nu m-am stresat, am pierdut câțiva euro. Dar eu merg mai departe, fac analiza. Oameni buni, Forex nu înveți în câteva zile. Eu în fiecare video spun. Eu nu sunt trader profesional. Dar sunt și trader profesional care la fel au minusuri, au zile cu minus, au tranzacții în minus. Nu faci panic. Asta e panic în care... Mulți încearcă să, să facă, au pierdut, de exemplu, Hai să zicem eu am pierdut undeva la 10-15 euro, am pierdut, eu oricum sunt în profit cu, am am pierdut banii ăștia, dar eu sunt oricum în profit, adică am 150 ceva de, de, de euro, 54, am avut 160 ceva, am pierdut, da, eu nu spun nimic, am pierdut, dar eu mă, 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 mă țin pe acea poziție, adică eu nu am pierdut-o depozitul și nu mă să fac dublu. Am pierdut, de exemplu, hai să luăm aici, 1,70 euro, un euro, un euro și eu să mă deja să dublez suma și tot așa. Am acum la moment, după cum vedeți, 154, da? Și am avut 160 ceva dacă nu greșesc și mi arat profitul e, pierdere minus 1,91 adică am avut 156 acum adică ultima tranzacție care 1,41 îmi arată aici că adică a fost minus 1,91 euro am eu nu mă stresez, eu fac analiza, analizez, merg mai departe, așa faci și voi, așa te înveți. Principal vă recomand la tot să nu dublați sumele și să nu doriți repede depozitul să creșteți și să-l măriți într-o lună de zile să faceți sute de procente la depozit. Dragi nici cu înșetul mergem pas cu pas, învățăm, să tranzacționăm. Luați ca o meserie, luați ca... Bine, mulți al eu ca un hobby. Luați și ca un hobby să fie. să fie ca un hobby. Și să vedeți cu timp cum și înșiet, înșiet depozitul principalul să nu pierzi tot depozitul. Să nu te că să hai, 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 mii, suti, ceva de, 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 genul. Eu măcar că cunosc că, suporturile, am puțin experiență, că nu am atâta experiență ca să mă înțelegeți de ani de zile și sunt profesional și nu știu cum și eu vă arăt timpul a, așa cum sunt tranzacțiile și vă spun adevărul nu vreau să vă zic că uite numai am plus sunt sau că am făcut pe tranzacție nu știu câte pip și mereu în plus tot. Eu spun adevărul și credeți-mă că nu există trader care să nu fie în minus. Credeți-mă, asta nu există, asta e piața. Persoanele care mi-au scris și mi mi-au dat așa întrebări, au vrut să le arăt eu tranzacțiile mele, poftim, dragi miei, aveți, eu vă spun adevărul, nu vă stresați. Nu vă stresați, eu nu mă stresez. Eu chiar dacă am minus, sunt în pierdere, nu mă stresez. Da, înseamnă că am greșit acolo, poate. Acolo n-am pus stop loss unde trebuie, de exemplu. Au fost cazul când n-am pus stop loss unde trebuie și am fost în minus. Sau, de exemplu, take profitul l-am pus prea departe, de exemplu. Am pus take profitul, ul hai să facem așa o analiză, de exemplu, și să vă arăt... De exemplu, aici este un sport, am văzut acest sport și eu de aici am făcut o vânzare din această regiune, de aici, de exemplu. Am făcut pe o vânzare de aici. Ștec profitul eu nu l-am pus, de exemplu, aici. Dar l-am pus aici. Și prețul n-a ajuns. N-a ajuns aici. Vedeți? Nu a ajuns, s-a întors înapoi, a pălit în, în stop loss-ul meu și eu am pierdut. Am pierdut e, tranzacția. Dacă mă gândim puțin altfel și puneam aici take profitul. ul aveam să fie un plus. Dați așa puțin să mă ca să înțelegeți mai corect. De exemplu, eu am deschis tranzacția... De exemplu, aici am deschis tranzacția. Data take profitul l-am pus aici, că am văzut un suport. Dar trebuie, spun, take profitul în această regiune. Al puneam aici, avem să fie un plus. Dar eu l-am pus mai jos și -a... prețul n a ajuns la el și am pus stop loss Aici am pus stop loss de exemplu. Și prețul a reacționat la această luminare, am intrat în minus, după care prețul a descrescut. Astea sunt greșelile care fiecare le face și se întâmplă. La fiecare se întâmplă, credeți-mă, că noi nu suntem, dacă am fi toți experți, toți, nu știu cum să zic, toți ar fi milionari și tot așa, dar și un trader profesionist la fel. La fel face greșeli, la fel ca oriși care. Deci ei nu vă stresați și nu nu va luați lumea în cap. Ai, acesta este trading și fiecare care vrea într-adevăr să tranzacționeze, să fac forex, cripto cu criptomonede, acțiuni, nu import. Trebuie cu răbdare, dragii mei. Răbdare, răbdare și ar răbdare și credeți-mă că, că, totul, totul se face cu încetul, ca să înțelegeți corect. Hai acum dacă să-mi găsesc că, am să găsesc o poziție. Să deschidem și o tranzacție. Sper că am să găsesc. Dacă nu găsesc, să închiem acest video. Analizăm foarte bine. Da, eu nu deschid foarte multe tranzacții. Cineva mă întreabă de ce așa puține tranzacții deschid. Eu cad tranzacții care eu văd într-adevăr acel trend crescător, descrescător și tot așa. După aceea eu deschid tranzacțiile. Hmm.

Top losul al pun aici la minim. Așa. Așa. Take profitul. să pun în această regiune. Și acum să vă dau explicații ca să înțelegeți și am deschis eu pe o vânzare. Uh, vedem aici acest sport și aici la fel același sport, mai aici ai pe H4 și ai pe 30 și văd că prețul cât de repede a crescut văd umbra la această lumânare că s-a creat o umbră și văd și stohasticul că este deja nu mai are putere cumpărătorii să străpungă acest suport și de ce i-am deschis pe o vânzare. De ce am pus take profitul în această regiune? Aici. Fiind că aici este încă un suport, dar eu nu știu prețul va ajunge la acest suport sau nu. Și de ce aici l-am pus și după cum vedeți aici mai avem așa pe M30 vedem un trend crescător dar vedem că prețul ajunge la el și trebuie să reacționeze. Eu cred că a să ajungă la take profit, dar în caz că ajunge aici, nu ajunge la take profitul nostru, eu am să o închid singur, automat, adică manual. Asta a fost, dragi prieteni. Nu vreau ca video să primească foarte mare. Dacă aveți ceva întrebări sau, nu știu, îmi scrieți în privat sau în comentarii. Cu voi a fost Nicolae. Pe curând. Pa!